La summitul de la București, țara noastră va fi reprezentată de ministrul sârb al afacerilor externe Ivica Dačić, care mâine va avea o întâlnire de lucru cu un alt reprezentant a Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, Federica Mogherini, și cu omologul său român, Teodor Meleșcanu. Temele întâlnirii vor fi viitorul Balcanilor de Vest, consolidarea dialogului și avansarea colaborării regionale în contextul provocărilor globale. Da, pe agenda noastră sunt Balcanii de Vest. Vom organiza mai multe reuniuni ministeriale la care vom discuta cu statele candidate. O să încercăm să îi încurajăm și sper că Comisia va lua în considerare cele realizate de ele până în prezent pentru a aduce o hotărâre definitivă privind politica de aderare. Agenda reuniunii include și 4 sesiuni de lucru, în cadrul cărora miniștrii vor aborda de o manieră informală subiecte de actualitate de pe agenda internațională. Oficialii prezenți vor discuta despre politica externă a Uniunii Europene și asupra stadiului și perspectivelor relației Uniunea Europeană cu China.